cafea, am băut, de dansat am dansat, ce rămâne de făcut, putem să plecăm acasă, nu? Și vă era frică că rămâneți, frică că rămâneți fără mine? Fără virgulă. Frică că rămâneți fără mine? Nu? Da, uite că am revenit, sunt aici. Vezi că băieții vor să-ți facă cadou, facă cadou, vezi că vorbesc așa în, așa. Da. O acadică. Nu am ce să așa fac cu ea. Vreau să primesc ornamente de Crăciun, atât. Dana Rogoz a primit o lingură, mă, cadou. Cine? Dana Rogoz. Să fie sănătoasă și să o folosească cu folos. Hai să spun un top, fii atent, ca să facem o introducere. Ce zici? Cică ce sexy sunt solistele în muzica populară. Și aici dă mai multe nume. Adina Roșca, Ruxanda Pitulice, Ornela Pasăre. Mă, dar numai nume de păsări. În fine. Dar eu zic că avem soliste sexy și frumoase și în muzica ușoară. Și nu? În Bacău. Și în Bacău. Și chiar avem, așa, uite, una aici la noi în studio. Nu? A aterizat, nu? A venit cu avionul, nu, de pe insula ta? Nu, a venit aici invitată de noi și ne bucurăm că ești aici, dar chiar dacă nu e foarte cunoscută, o să fie în curând mai cunoscută. Așa că, așa că îi spunem bună dimineața Nicoletei Paic și bine ai venit în platoul nostru. Bine v-am găsit. Ne pare tare bine de cunoștință, în primul rând. De asemenea. Ne-am cunoscut în această dimineață, trebuie să recunoaștem. Și suntem tare curioși. De când te-ai apucat de muzică? Păi eu am început, am cochetat cu muzica la vârsta de la 10 ani de zile. Am ținut în 3 ani de zile. 10 ani, mă scuzați. Ușurel. 3 ani de zile. Ușurel, n-avem emoții, că n-avem de ce. După care am renunțat pentru dansul popular. Părinții mei m-au îndrumat. A, deci te-ai apucat de muzică și apoi te-ai lăsat de muzică și te-ai apucat de dansuri populare, nu? Da, mi-a plăcut mai mult asta artistică. Cana, Cana! S-a dus și Cana. Bravo, Vasile! Mamă, mi-a spart Cana, 7 ani de ghinion o să avem de acum încolo. Nu, măi, stai că nu e oglindă, mă. Nu contează. S-a dus ghinionul, s-a spart ghinionul. Ciopurile aduc noroc. Zici? Ciopurile aduc noroc, uite, vezi? Asta e. Așa, bun. Spuneam înainte de asta. Mă, dar mi-i spart Cana, mă. Nu se poate, mă. Nu, stai, mă, că nu mi-a spart-o, s-a dus doar mânerul. Da, doar mânerul s-a dus. Și asta e bine. Cât timp ai făcut dansuri? Am făcut timp de 6 ani de zile la un ansamblu, Ciopănașu. După care s-a înființat un nou ansamblu la Orbăcăoane și am decis să mă duc acolo. Și ai stat cât timp acolo? Un an jumătate. Iar acum, momentan, sunt elevă la Școala Populară de Artă, din Bacău. Ce faci acolo? Cantă o muzică ușoară. Ce faci acolo? Uite, mă, ce mi-a făcut Vasile, mă, v-am arătat bucățile deci astea de cană. Deci nu ai renunțat de tot la muzică? Ai reluat Nu, oarecum... pasiunea a revenit după perioada aceasta de 7 ani jumătate de dans. Moment în care un prieten bun mi-a propus să încânt lumea la diferite petreceri, deci din Bacău. Și am acceptat cu foarte mare plăcere. Și cum ai fost? Care a fost feedback-ul? Cum ai fost primită de Bacău? La început mi s-a părut că aveam foarte mare emoții. Mi se părea că toată lumea are... parcă nu mă place, parcă era emoția aceea. Dar acum este total diferit și eu fac din plăcere. Este desfită plăcere. Păi s-o provocăm și noi la... Măi, eu încerc să refac aici... Încerc să refac... Păi nu vrei să refaci cu o coloană sonoră minunată? A, mai era o bucată, mă, stai, că nu se potrivea niciuna. Uite-o! Am găsit-o! Am ales să cânt pentru voi, doar cu tine. Încă o bucată. Așa că, dacă melodia e pregătită... Nicoleta, aline-mi suferința, te rog, cu o piesă frumoasă. Mare Spune-ne plăcere. Ce ne cânti. Voi cânta doar cu tine, o piesă latină. Doar cu mine? Te invit alături de noi și așteptăm cu mare drag să vedem ce ne-ai pregătit. Ok, hai aici. Să vedem. Poți să vii chiar aici, între noi, chiar să fii mai aproape și de Vali. Și eu între timp încerc să rezolv mânerul acestei cărnițe frumoase pe care Vasile discuți cu mine după emisiune. Hai, mă, că se poate face, fii atent. S-ar putea să ai noroc. Nicoleta! Thank you.
și mi-ai promis. Ochii mei au cunoscut atunci lumina ta. Te doream cu foc și îmi doream să cred. Eu mereu visam, mă chemai la tine și-mi spuneai că mă vrei doar pe mine. Doar cu tine pot să visez când ești lângă mine. Doar cu tine pot să trăiesc, te vreau pe tine. Lângă tine pot să zâmbesc, vreau să râd cu tine. Tu ești numai al meu. Și sunt a ta, așa va fi mereu. Cerem tot și îți voi da, iubitul meu. Eu mereu visam, mă chemai la tine și-mi spuneai că mă vrei doar pe mine. Doar cu tine pot să visez când ești lângă mine. Doar cu tine pot să trăiesc, te vreau pe tine. Lângă tine pot să zâmbesc, vreau să râd cu tine. Tu ești numai al meu. Bravo! Valila Săcana și două mână de aplauze aici. Am reușit un pic. Super, te invit să iei loc.